Timișoara se mișcă. Se mișcă datorită celor mulți care împărtășesc două convingeri. Că Timișoara are un potențial imens și că toți timișorenii pot să contribuie să-l atingem. Nu administrația locală este motorul unui oraș, ci oamenii lui. Asta este crezul cu care am pornit la drum acum 2 ani, împreună cu 10.000 de timișoreni. Cea mai grea luptă este să transformăm o administrație paralizată de decenii de nepotism și corupție într-una în slujba oamenilor. În ultimii 2 ani am schimbat multe personaje dubioase care au ținut Timișoara în loc pentru că tratau primăria ca pe moșia lor. Am pornit cel mai amplu proces de digitalizare care deja a redus volumul hârtiilor tipărite în primărie cu 50%. Și pentru prima oară dezvoltăm proiecte noi ascultând cetățenii pe bune, construind cu ideile lor. Construim 4 spitale de la zero simultan. Babeș, Balneo, Orele și după 10 ani finalizăm noul spital pentru copii. Avem în șantier construcția 82 de săli de clase noi și extindem sau reabilităm 13 unități de învățământ. Și nu ne oprim aici. Am depus proiecte pentru a transforma din temelii 9 unități de învățământ din Timișoara în valoare totală de 50 de milioane de lei. Am oprit robinetele prin care s-au scurs banii timișorenilor la firme de partid. Rezultatul? Niciodată în istoria orașului nu s-au investit mai mulți bani ca în ultimii 2 ani. Iar anul acesta, niciun alt oraș în România, în afară de capitală, nu a investit cât noi la Timișoara. Investim în oameni. Pentru noi, asta înseamnă că educația și sănătatea sunt o prioritate. Ca să mișcăm oamenii, investim în infrastructură. Prioritizăm proiecte strategice care reduc traficul auto acolo unde trăiesc oamenii. Investițiile noastre încurajează să mergem pe jos cu bicicleta sau cu transportul în comun. Legătura de la Solvențu este așteptată de către timișoreni de decenii. Acum se întâmplă. Pasajul este în execuție, iar podul este în proiectare. Reabilităm culoarele mari de mobilitate, cetății, Bocneștilor și Vidrighin. Pregătim un proiect pentru reabilitarea bulevardului Căii Șagului de la Mol până în centru și vom construi un nou drum care va conecta centrul Timișoarei de centura de vest. Investim în reabilitarea și înroinirea flotei de transport pentru tramvaie, trolebuze și autobuze. Oamenii trebuie să se simtă respectați în orașul lor. Nimeni nu e mai presus de lege. Am deschis primul proces pentru recuperarea unei vile din centru ajuns în mâna clanurilor. Ne luptăm pentru 11 hectare de pe malul Begăi, unde niște șmecheri ocupă terenurile orașului fără niciun drept. Desființăm locuri de parcare rezervate gratuit pentru privilegiați. Este incredibil cum a fost pădat patrimoniul Timișoarei în ultimele decenii. Mare curaj au primarul, echipa. Investitorii care vin în Timișoara exact asta se întreabă. Dacă legea e lege pentru toți. Nu au fost 2 ani ușori. Am trecut printr-o pandemie, ne-am asumat decizii grele și nepopulare, am stârnit rezistența feroce a celor care până acum s-au înfruptat din borcanul de miere. Dar în nicio zi nu ne-am oprit în drum și în fiecare zi am simțit susținerea timișorenilor. Privesc cu încredere anul ce vine, anul Capitalei Culturale, când lumina reflectoarelor Europei va fi pe noi, avem o oportunitate unică să spunem mândri mai departe povestea Timișoarei. Că diversitatea noastră naște inovare. Că atunci când investim în oameni, se mișcă lucrurile. Mișcăm Timișoara. Împreună. Mișcăm Timișoara. Împreună. Mișcăm Timișoara. Împreună. Mișcăm Timișoara. Împreună.